Ciprian, cum e în vacanță? Cum e perioada asta pentru tine? Noi, sincer, muncesc destul de mult și e binevenită vacanța asta. Cumva mi-era dor de munte, de zăpadă și de mai mult timp petrecut cu cei mici. Ai și reușit să schiezi? Pentru că vedem aici e zăpadă. Da, da, chiar ies la schi. Schiez de când mă știu, de când sunt mic. Și încerc să-i inițiez așa și pe cei mici care sunt puțin reticenți la început. Sunt? Mai așa cu zăpada, că e prea rece, că e prea frig, da. Îi scot la zăpadă și schiem împreună. Acum pot să spun că ne putem da împreună de sus. Retrăiești așa copilăria alături de cei mici? Da, cu siguranță. Că era o vorbă, nici nu-ți dai seama... Când ești mic, spui, vreau să crezi mare. Nici nu-ți dai seama ce mișto e să fii mic și să aibă mama și tata grijă de tine și toți din jur să te protejeze și să n-ai griji. Așa că, da, cumva îmi e dor de copilărie și cumva, așa cum ai spune și tu, retrăiesc prin ei da, povestea asta de a fi copil. Spuneai tu că muncești foarte, foarte mult. Cum a fost anul ăsta pentru tine, din punct de vedere profesional? Sincer, a fost un an excelent. Din punct de vedere profesional, nici nu visam cu Farul să fim campioni. Și că nici cel mai optimist farist nu visa să fie campion. Așa că, din punctul ăsta de vedere, suntem mândri și fericiți. Încă o dată se dovedește că am făcut cea mai bună alegere, atât eu cât și Gică, de a ne uni forțele și de a readuce strălucirea Farului. Mai departe, sunt fericit și bucuros că am reușit atât baza sportivă, clubul sportiv Năstase Marica, să-l duc la cel mai înalt nivel și să existe o academie de tenis, în adevăratul sens al cuvântului, cea mai mare din România, 14 terenuri de tenis. Un vis pe care, sigur, la care muncim și... trebuie să recunosc că e visul lui Ilie, acela de a le da posibilitatea tinerilor să nu mai se ducă la Academia afară, să aibă cele mai bune condiții aici la noi în țară. În egală măsură, în vară, mai exact, vom lansa Academia de Fotbal Ciprian Marica, care va fi relaționată cu Academia de Fotbal Faru și Academia Gică Hagi, acolo unde vârfurile vor avea o continuitate. Și încerc un alt model de școală de fotbal, cum nu am văzut că există în România și există afară, nu vin să inventez lucruri, dar cred eu că e foarte, foarte important lucru pe compartimente, individual, foarte mult pe poziția în teren. Cred eu că mentalitatea asta de a ști să joci și am copilărit cu ea, am crescut cu ea, dacă te întâlnești în poziția de fundaș, trebuie să știi cum să joci acolo. Nu cred în mentalitatea asta. Sigur că te întâlnești foarte, foarte rar și nu e ca și când trebuie să faci să joci acea poziție, ai respins mingea și te-ai dus la locul tău în teren. Deci, din punctul meu de vedere, atacantul și fiecare compartiment, mijlocașul, trebuie să aibă antrenamente specifice, individuale, încă de la o vârstă fragedă. Am tot vorbit cu colegii mei, mă refer aici la Huntelar, mă refer aici la Raul, care e antrenor la echipa a doua lui Real Madrid, Huntelar, care e la Ajax și îmi povestește ce lucrează și ce face acolo. Și cumva, sigur, e vorba la final despre bani, e clar că au mult mai multe resurse decât noi și din punctul ăsta de vedere sper ca guvernul și... Mi-a dat așa un gram de speranță domnul Ciolacu când a spus că se gândește să investească în sport și să aloce niște resurse pentru sport. Ce te face pe tine să investești în fotbal și să întorci așa ceea ce ți-a oferit și ție fotbal? Cred că noi, foștii sportivi, vedem că e loc de mai bine și simțim că putem să schimbăm lucrurile. Și fiecare își încearcă cu aportul lui, puțin câte puțin cât putem. E clar că... Așa cum spune Gică Hagi, da, pe eu, suntem mici, greu să putem să schimbăm lucrurile așa cum ne-am dorit. Avem nevoie de susținere și de susținerea celor care sunt factori de decizie. Vreau să cred că știm de ce avem nevoie și asta pentru că ne-am pregătit.
Slavă Domnului, am încercat să... Am jucat atâția ani pe afară și nu în ultimul rând avem master în administrație sportivă, management sportiv. Deci, din punctul ăsta de vedere, vedem cum funcționează lucrurile afară, nu încercăm să le inventăm, le adoptăm și încercăm să le implementăm. E și Gică Popescu un ambasador acolo pentru oamenii din fotbal, așa, acolo, pentru că e în guvern și poate să fie ca un ambasador ca să reușească să atragă aceste investiții și această strategie pentru sport? Asta vă spună Gică cel mai bine. Cert e că de fiecare dată când mă întâlnesc cu Gică, îi mai spun lucruri și discutăm lucruri de cum și în ce fel s-ar putea schimba lucrurile. Trist că sportul nu reușește așa cum a reușit cultura. Ca impozitarea să treacă de la 5 la 9%, e bine, sportul nu beneficia de aspectul ăsta și am văzut o mărire colosală, iarăși de la 5 la 19%, lucru care cumva ne arată că sportul cumva nu e o prioritate și încă o dată nu există un plan. Cred eu că trecerea asta, saltul ăsta brusc, de la 5 la 19% este nejustificată. Și din punctul ăsta de vedere, cred eu că lucrurile sau oamenii s-au pripit. Nu înțeleg nevoile cluburilor și echipelor de fotbal sau de orice alt sport, în afară de Faro care atrage și Academia Hagi care atrage bani și pentru că lucrurile se fac așa cum trebuie și există o strategie și o filozofie clară, poate ar mai fi una, două academii la un nivel ridicat. În schimb, vă spun sincer că nu putem să facem performanță și că nu avem sprijin necesar pentru a se putea, pentru a putea da copiilor o șansă reală de a face sport de performanță. Eu vă spun din punct de vedere al fotbalului, dar sunt sigur, vorbim cu colegi din sporturi diferite, nu le pot oferi condițiile necesare nici din punct de vedere al instructorilor. Vedem că antrenorii fug dintr-o parte în alta sau mai au un alt job, nu se pot dedica, nu mai au ambiția aia. Și aici, sigur, mă duc mai departe. Nu întâmplător, numai în primele 6 echipe avem un singur antrenor român. E clar că antrenorii români cumva ori s-au de lăsat, ori școala de fotbal din România are o problemă. Și aici mă refer la cel mai înalt nivel, da? Vorbeam de Liga 1, unde din 6, doar unul singur român, e clar că trebuie să pună un semn de întrebare. Cumva trebuie să conștientizăm că pentru a te lupta cu cei din vest ai nevoie de resurse financiare și resursa financiară trebuie să o atragi. Cum o poți atrage dacă sportul nu e rentabil? Dacă nu ai o predictibilitate și nu poți să vorbești de un plan pe termen mediu cel puțin și să existe un beneficiu. Până la urmă, noi așteptăm ca foștii jucători sau oameni pasionați, doar din pasiune să investească în sport. Nu există. Cred că ne bazăm prea mult pe lucrul ăsta și nu ne gândim că, de fapt, și sportul, ca orice alt business, trebuie să aibă o rentabilitate. Trebuie să fie o oportunitate de business pentru oricine. Apropo de ce ziceai tu mai devreme cu antrenorii străini, cum îți explici invazia aceasta? De ce nu se mai dă credit antrenorilor români? Sunt slab pregătiți în acest moment, deși am văzut că se fac o grămadă de cursuri, da, pentru a obține licența pro. Sunt mai multe aspecte aici. E clar că toată nebunia asta, toată devatura asta cu școala de antrenori și patalamaua asta care îți trebuie cumva peste studiile normale, adică nu mai trebuie să ai o facultate de sport, trebuie să ai doar un curs și poți să fii antrenor. Mi se pare că cumva lucrurile nu funcționează și nu e normal. Apoi ne aducem aminte că a început totul cu acei antrenori care nu aveau licență și totuși erau în fruntea clasamentului, se băteau la primele locuri și atât îi blamam și atât îi condamnam că n-au licență. Sperând că ce? Că vor apărea antrenori peste noapte și vor fi antrenorii cu experiență și cu un know-how așa peste noapte? Nu, exclus. Vedem că atunci conducătorii se orientează către antrenori străini, antrenori cu mai mare experiență și mai mult decât atât ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru școala de antrenori din România.
că ceva nu fac bine și n-au pus problema cum trebuie. Sigur, asta nu cumva nu elimină și lipsa de motivație a antrenorilor români. Mulți dintre ei, poate cu prea mare personalitate, cred că cu ei începe și se termină lumea când ajung antrenori și vor să nu vor discute cu nimeni, să-și facă doar ce vor ei. Lucrul ăsta nu se întâmplă nici la Real Madrid, nici la Barcelona. Nu există așa ceva. Antrenorul discută cu președintele clubului, discută cu conducerea, se sfătuiesc împreună, iau decizii împreună. Sigur, nu se bagă nimeni peste antrenor în antrenamentele pe care le face și în alcătuirea primului 11, însă, în egală măsură există comunicare. Mircea Lucescu e liber de contract, da? Vă gândiți că poate reușiți să-l atrageți acolo în proiectul vostru? E un om de la care oricine are de învățat, este clar. Nu, Mircea a ajuns la o vârstă, e clar că are nevoie de o altă provocare. Și de ce nu? Poate cea de conducător, de patron de club, poate fi și asta o idee, însă are nevoie de timp. De-abia iese așa din sfera asta ale antrenoratului și cumva se mai gândește încă să revină în antrenorat. Are nevoie de timp. E incredibil la vârsta asta să vezi în continuare pasiunea aia, să fii acolo pe teren, să ai toate grijile acelea de zi cu zi. Asta înseamnă să fii un profesionist convins. Asta înseamnă să ai pasiune și să îți dorești. Ne uităm și la, în egală măsură, la Cristiano Ronaldo, care te întreb, sau la Messi, de unde își mai găsesc motivația, de unde mai au ambiția, când au reușit tot ceea ce și-au dorit. Cumva, când ești un învingător și un sportiv, în adevăratul sens al cuvântului, atunci cum vin și lucrurile astea natural, nu cred că e ceva ce, eu știu, trebuie antrenat sau... E în tine. Și atunci ai o șansă în plus să și reușești când toate aspectele astea vin din interiorul tău. Au fost cultivate atunci când erai mic. Apropo de nebunia asta și pasiunea asta pentru fotbal, o vedem și la Gheorghe Hagi. Spuneai și tu, ați avut un an incredibil cu acel titlu câștigat, însă a urmat apoi așa o perioadă în care lucrurile n-au mai mers bine. Cum îți explici tu faptul că s-a luat titlu, după care nu s-a mai reușit și acum pare că echipa nu-și mai găsește identitatea aia, nu mai are personalitatea aceea pe care am văzut-o sezonul trecut? În primul rând aș porni de la spune că am greșit strategia, am greșit crezând că Gica are o baghetă magică care poate face minuni și ne-am bazat prea mult pe lucrul ăsta. Cumva și noi suntem oameni, greșim și avem de învățat. Sperăm că în această pauză competițională să reglăm lucrurile. Au fost și accidentați foarte mulți și din punct de vedere am suferit, n-am putut să aliniem cel mai bun 11 al nostru, iar cu câteva zile înainte de începerea campionatului am pierdut unul dintre cei mai importanti jucători și mă refer la Ali Bek, care reușise cu Gică Hagi să fie un jucător așa cum orice echipă presupun că își dorește. Gică respiră fotbal. Dimineață, de la primele ore, e la academie și pleacă ultimul. Știe tot ce se întâmplă acolo. Din punct de vedere, nu întâmplător apar aceste talente. Ele lucrează după o filozofie clară. Și Gică, sigur, este dedicat 100%, e un profesionist și e greu de înlocuit, ce să spun, nu de alta, dar l-am văzut obosit și de multe ori reacționând că se gândește să plece sau că ar vrea să facă un pas în spate. Ar fi vrut să-l concedieze pe managerul Gheorghe Hagi? Ar fi vrut să-l concedieze pe antrenorul Gheorghe Hagi? Nu cred. Repet, cred că sunt momente în care Gica obosește și clachează cumva, însă de fiecare dată vedem că își găsește
resurse să revină. Alibek, un jucător complet și s-a tot apuzit zvonul acesta că și-ar dori să se întoarcă în Europa, pentru că pentru el este prioritar campionatul european. E o posibilitate să-l readuceți la echipă în această iarnă? Bun, din câte înțeleg, șansele sunt sub 10%, deci greu de crezut. În egală măsură, Gică Hagi are o relație excelentă cu Alibek. Știm cu toții că au lucrat foarte bine împreună și Alibek are ușa deschisă la Farul să se poată întoarce oricând își dorește el. Însă, trebuie să ne gândim și că Alibek are o vârstă. Și cum vârsta nu iartă pe nimeni și aspectul financiar este unul foarte important, nu cred că își permite Alibek să renunțe la salariul bun pe care îl are acolo să vină la Far. Noi nu ne permitem să putem să-i oferim condițiile pe care le are acolo. Tocmai de aceea și plecat și atunci cumva nu văd cum ar putea el reveni astăzi în țară. Repet, e un jucător care a ajuns la o vârstă și aspectul financiar contează. Tot la capitolul plecări pleacă și Mazilu, însă ce s-a întâmplat cu el și dacă înțelegi un tânăr talentat, a strălucit în tricoul Farului, după care a părut că a dispărut așa, pe nicăieri nu-l mai vedeam. Ce se întâmplă cu un tânăr la vârsta lui în momentul în care are aceste reușite, reușește transferul în afară, după care dispare? Bun. Mazilu are un talent fantastic și nu întâmplător cei de la Brighton și alte echipe care l-au avut în vizor și l-au dorit pe Mazilu au făcut și ofertă și l-au și cumpărat. Deci are talent, are calitate, e clar că are nevoie de un pas, de încă un pas, intermediar zic eu. Avea nevoie de o nouă provocare și înțeleg că cei de la Brighton îi vor oferi și au oferit deja câteva alternative în top 10 campionate din lume, acolo unde să facă un pas intermediar către Anglia sau fotbalul mare. Ca orice tânăr jucător, ai fluctuații de joc, de la joc la joc, sau fluctuații de formă. Se întâmplă mai des în România, scuză-mă că te întrerup. În România, jucătorul român are aceste fluctuații de obicei. Adică când te uiți în afară la 16, la 18 ani, sunt jucători care s-au săturat de trofee. Sunt puțini jucători. Adică, sigur, noi ne uităm la cel mai înalt nivel și vedem cei mai top jucători care reușesc să aibă și constanță la o vârstă fragedă. Da, sunt, dar foarte puțini. Cred că asta este și diferența între unii și ceilalți. Calitate e clar că există, dar cel care reușește și să aibă constanță și să aducă meci de meci același aport și aceeași formă și evoluție, acolo asta face diferența. Tudor Băluță va merge la Rapid până la urmă, s-a făcut acea ofertă verbală. Doar verbală, deci n-a ajuns niciun fax la club. Deocamdată obiectivul nostru este să-l recuperăm pe Băluță. Apoi, dacă va veni o ofertă importantă pentru club și mulțumitoare pentru jucător, atunci noi nu putem să nu luăm în calcul varianta de transferul de jucători. Noi din asta trăim. Așa că, dacă oferta va fi mulțumitoare și oficială, atunci vom discuta. Cum vezi tu nivelul în Liga 1? Pentru că, ok, fotbalul românesc de ceva vreme, ești conectat. Cum ți se pare în momentul acesta nivelul? Pentru că am văzut așa, nu știu, anul acesta niște rezultate. A fost așa un carusel de schimbări. Bun, depinde cu ce compari campionatul din România. Atunci când jucăm între noi pe aici, mi se pare că suntem buni. Mi se pare că, mamă, hai că chiar știm fotbal. Când scoatem capul afară și jucăm cu echipele din vest, și nu chiar nu neapărat cele din vest, chiar și echipe din campionate teoretic mai slab cotate decât al nostru, sau cel puțin în viziunea noastră, credeam că le suntem net superiori, avem probleme. Cu orice transfer de jucători, cu orice calificare a unei echipe sau echipe naționale,
cumva te repoziționezi ca și, ca și țară și ca și jucător de fotbal, plin de altă cotă. Acum, sigur, dacă e vorba de un transfer, că vine acum, n-ai cum să aștepți, să te gândești că stai, că poate obțin o sumă mai mare după campionatul european sau dacă se întâmplă... Nu, de obicei, dacă trenul oprește la tine în stație, trebuie să urci în el. Așa că dacă vor veni oferte pentru jucătorii români, eu zic să nu aștepte un campionat european. Nu, de altă dată erau discuții că poate nu obținem Coman, acum să un mai ban, aștepte Horațiu Moldovan. Să mai aștepte campionatul european, că poate... Da, poate sau poate nu. Da, și cum se zice, că dacă vine trenul și l-ai ratat, iei avion. Ar fi ideal, da. Zi-mi așa de națională, pentru că toți am trăit calificarea asta când am zis nu se mai poate nimic face cu naționala, după care am reușit calificarea. În momentul de față, cum vezi tu din afară echipa națională? Suntem în creștere sau am fost și norocoși? Cum vezi tu lucrurile la echipa națională? Bun. Ne îmbătăm cu apă rece că am reușit calificarea asta? Am început slab, foarte slab. Și... era normal pe departe ca oamenii să spună că nu au încredere, că nu am demonstrat că putem să facem asta. Și asta a fost începutul. Apoi am avut șansă, de care am profitat. Am avut și noroc, dar e normal, trebuie să ai noroc în viață. Și cumva au prins băieții noștri, au prins încredere. Noi când spunem acolo că au fost jocuri slabe sau că nu ne-am ridicat la nivel sau jucătorul nostru nu a fost inspirat sau antrenorul, nu criticăm. Poate atunci când eram jucător aveam senzația că mă critică, aveam senzația că au ceva cu mine. Ei bine, mi-am dat seama ulterior și astăzi le spun exact așa cum e. Personal, cel puțin, n-am nimic cu echipa națională, susțin jucătorul român. În egală măsură nu poți să spui când lucrurile merg prost, că am fost foarte buni. Se vede că s-a format, s-a închegat un nucleu acolo, ceea ce este foarte, foarte important. Asta ne dă și speranțe, ne dau speranțe, sigur, ultimile două partide disputate de România, acolo unde am văzut că jucătorii noștri au încredere, tratează cu ambiție și cu personalitate. S-au făcut bărbați, mulți dintre ei, și au ajuns la vârsta la care sunt la capacitate maximă. Cine te-a impresionat? Ce jucător ți-a plăcut ție de la națională? Eu cred că îl descoperim pe Drăguș, pe Drăgușin. Sunt doi jucători care îmi plac foarte mult. Apoi, sigur, Stanciu, care deja a ajuns la o vârstă și știe jocul acolo la mijlocul terenului. Am avut și un portar în formă, cum a fost cazul lui Horațiu Moldovan. România are și sclipire prin Ianis Hagi, Ali Bek. Are de unde alege. Poate putem forma o echipă, iar nu în ultimul rând aș vrea să vorbesc de Rațiu, care m-a impresionat. Evoluția lui atât la Raio, cât și la echipa națională, excelent. O capacitate de efort fantastică. Mi-aduce aminte că Raț mai avea o capacitate așa bună de efort și evoluție excelentă la echipa națională. Foarte, foarte bun. Apropo de grupul ăsta închegat, mai sunt jucători care au fost în grup, au fost excluși, mai au șanse, cum vezi tu din afară, șansele lor de a reveni? Selecționerul a spus... ușa rămâne deschisă, nu foarte larg, pentru că am deja un grup. Mai sunt șase pentru, nu știu, Ivan și ceilalți care au fost acolo să revină. Tu cum îl vezi mult prea orgolios pe Edi să ierte, pe jucătorii răsfățați, așa cum i-a numit el? Să ierte? Dar de ce spui asta? Pentru că au fost la națională, n-au avut o relație foarte bună cu selecționerul și au fost excluși din lot, adică n-au mai fost convocați. Bun. E clar că... mai poate spera vreun jucător în momentul de față că poate intra în grupul acela pentru Euro? Da. Toți, adică sunt mulți jucători pe care îi vezi tu că ar putea să fie la Euro și n-au fost până acum? S-a format un nucleu, vorbeam de un nucleu la echipa națională. Nu este ușor să intri, însă
jucătorii în formă pot apărea și pot apărea noutăți în lotul naționalei. Cumva vor fi 24 de jucători, înțeleg, în lot. Deci vor fi și nume, vor fi și surprize, sunt convins de lucrul ăsta. Până și pe ultima 100 de metri poți să prinzi lotul pentru Euro. Asta doar prin evoluțiile tale. Nu cred că își iau locul orgolii la echipa națională. Trebuie să primeze forma jucătorului, evoluții și evoluțiile lui. Cine ar putea să vină și să aibă o viziune foarte bună pentru fotbalul românesc? Întotdeauna sunt păreri pro și contra și e normal să fie așa. Oameni care te susțin, oameni care cred în tine și oameni care sunt sceptici în competențele tale. E normal, nu poți să mulțumești pe toată lumea. De aceea cred eu că federația a încercat întotdeauna să se ascundă în spatele antrenorului sau în spatele oamenilor pe care i-au împins în față. Și de fiecare dată președintele a fost cel care a făcut pasul în spate, nu eu. Cine era cel mai la îndemână? Antrenorul. Mai nou, directorul tehnic, care a preluat așa din tot elanul ăsta, media, dați-mi mine, vorbiți cu mine, eu sunt aici, lăsați președintele în pace, eu știu, eu vorbesc. Am sesizat această strategie a lor, cumva e de înțeles. Asta pentru că Soichiță a vrut să-și dea demisia înaintea meciului cu Israel. E de înțeles asta pentru că președintele Federației Române de Fotbal se pricepe probabil la management, însă la fotbal cu siguranță are scăpări. Nu cred că un singur om poate schimba lucrurile. Cum vezi tu în momentul de față ceea ce se întâmplă în Superliga? Cum se simte lupta asta la titlu? Cum o vezi tu? Și dacă Farul poate să recupereze această, da, nu știu, acest handicap de puncte încât să intre în play-off? Suntem pe loc de play-off, terminăm acolo, însă nu avem speranțe sau nu ne facem speranțe că putem câștiga acest campionat. Principalul obiectiv al nostru a fost și este calificarea în play-off. Sperăm să și reușim. Nu cred că este totul jucat. Sunt totuși 8 puncte ale FCSB-ului avans și mulți tind să spună că acest campionat e jucat. Nu cred asta. Cred că se mai joacă. CFR reușește cumva să se reorganizeze după plecarea lui Dan Petrescu, după epoca Dan Petrescu, reușește domnul Varga și aici toată stima și admirația. Îl vedem că nu iese atât de mult în prim plan, nu își dorește, mai mult ca sigur, dar totuși face lucrurile și să funcționeze la CFR. Sunt acolo pe locul 2, se luptă în continuare la campionat și își regăsesc cumva așa, din mers, își schimbă nucleul de jucători, reconstruiesc echipa și o fac într-un mod foarte ok. Deci sunt plăcut surprins de ce se întâmplă la CFR. Asta probabil și datorită background-ului pe care l-au cei de acolo, pentru că știm că sunt foarte mulți oameni implicați din Cluj la CFR și reușesc lucrul ăsta. Craiova permanent îți dă așa senzația că are tot ce-i trebuie, are un stadion, are suporteri, cu toate că și acolo parcă a scăzut puțin apetitul pentru fotbal. Am văzut Craiova cu Craiova jucând și stadionul nu era plin. Am văzut meciuri derbiuri unde stadionul nu era plin. Ceva, poate cumva, și rezultatele, pentru că exact, cumva ceva, acolo oamenii au nevoie de o performanță, ori de un campionat, de o cupă, au nevoie de o participare în cupele europene, au nevoie de ceva să revină la stadion, dar Craiova are tot ceea ce are nevoie. Are un patron implicat, înțeleg că a scos un pachet de acțiuni la vânzare și se vor mai alătura și alți oameni. Văd un potențial fantastic la Craiova, care totuși cumva nu este atins. Rapid este echipa cu cel mai mare avantaj, și o spun aici din punct de vedere al meciurilor de acasă, al suporterilor, care umplu stadionul meci de meci și reușesc să fie al 12-lea jucător.
greu să câștigi în Giulești, greu să joci în Giulești cu atmosfera de acolo. Nu văd o altă echipă care să aibă, să cântărească atât de mult suporterii în jocul echipei, în sânul echipei și în, în jurul echipei. Deci, Rapid, cu suporterii pe care are, are un potențial fantastic an de an. Acum, sigur, și cu venirea domnului Șucu, un tip echilibrat, din ce l-am simțit acum și din ce l-am cunoscut, a avut un elan așa la început și a crezut că e simplu, însă văd că totuși are răbdare și lucrul ăsta cumva se, nu se pripește și, și bine face. A avut puțin elan, a avut puțin avânt la început, dar astăzi îl văd mult mai așezat și mult mai cumpătat. Rapidul e o echipă, repet, care are tot ce trebuie și ea să se lupte la, la primele locuri. Te-ai gândit vreodată să mergi și pe partea asta a antrenoratului sau din start, după ce ai petrecut atâta timp în iarbă, ai zis, nu, eu mai bine mă văd la birou conducând, făcând anumite strategii? Am exclus din start varianta asta. Mi-am petrecut toată tinerețea pe terenul de fotbal și cumva am spus și am crezut că pot și cred că pot ajuta mai mult din, din poziția de, de conducător de club. Te-ai vedea la un moment dat, nu știu, conducând Liga sau Federația? Astăzi nu, dar nu pot să spun nu niciodată. Nu știu ce îți rezervă viitorul. Cert e că nu mă văd fiind, ca fiind antrenor. Sunt foarte mulți colegi de-ai mei care s-au dedicat în alea antrenoratului și e o meserie grea, nu e o meserie ușoară. Nu cred că am toate calitățile sau am calitățile necesare pentru a fi un antrenor. Cine știe? Nu știu. Poate o să mă apuce la bătrânețe. Astăzi nu mă văd făcând asta. Ai trecut prin multe, ai fost în campionate, ai lucrat cu antrenori foarte, foarte buni. Care ar fi sfaturile tale pentru jucătorul român în, în momentul acesta? Pentru că pare așa că de multe ori e bine să asculte și de la bătrâni, așa între ghilimele, oameni care au trecut prin multe. Ce repede, și trec ani, ce repede trece timpul, deja am ajuns la bătrâni să dau sfaturi. Bătrâni, ghilimele. Da, nu mă feresc să dau sfaturi, cu toate că sunt mulți părinți care îmi scriu sau mă întreabă pe urmă, bă, dar ce să fac cu băiatul meu? Și m-am gândit la o chestie pentru... Că au nevoie de, de mentori. Toți acei jucători, ca și antrenorii. Antrenorii au și ei și arbitrii au la rândul lor mentori. Oameni care au trecut prin experiențele astea și care le pot împărtăși și explica lucrurile atât încât să îi ajute.